Consilierii locali au adoptat o hotărâre care majorează impozitele pentru clădirile ale căror stare tehnică este necorespunzătoare cu până la 500%. Proprietarii imobilelor din intravilanul orașului vor trebui să plătească o taxă în funcție de procentul de degradare. Astfel, pentru clădirile afectate în proporție de până la 20%, impozitul se va majora cu 100%. Cea mai mare creștere a dărilor va fi calculată pentru imobilele a căror stare tehnică este afectată în proporție de 80%, iar impozitul va fi majorat cu 500%. Scopul acestei hotărâri nu este de a aduna bani. Scopul acestei hotărâri este pentru a reabilita clădirile, cel puțin fațadele, pentru că unele stau să cadă, pun în pericol inclusiv cetățenii și orașul arată prost și din acest punct de vedere. Să-i determinăm pe proprietari, ori să-și refacă fațadele, ori să-și vândă, să vină alți proprietari ca să poată să rezolve această problemă foarte importantă pentru oraș. O parte dintre consilieri sunt de părere că majorarea impozitelor pentru acest tip de clădiri nu îi va speria pe proprietari, având în vedere că și anul trecut a existat o astfel de măsură care nu a dat niciun rezultat. După câte știu, pe anul trecut deja s-au majorat aceste impozite. Gradul de colectare pentru aceste impozite este foarte mic, deci să reușesc să adune foarte puțin bani de la astfel de clădiri. Nu văd necesitatea majorării acestor taxe din nou. Tot cu până la 500% se vor majora și impozitele pentru terenurile din intravilan neîngrijite sau cele agricole nelucrate timp de 2 ani consecutiv. Hotărârea va intra în vigoare începând cu anul 2022.